Bună ziua tuturor! Din nou intrăm cu încă un episod. Încerc să fie cât se poate de sugestiv, cât se poate de explicit. Primii pași în dresajul de obediență la căței, primii pași de disciplină și practic am să încerc să vă arăt de data aceasta trucurile, ca să zic așa, prin care un cățel după 2 luni jumătate deja poate răspunde și deja va putea fi pregătit într-un viitor cât se poate de apropiat pentru dresajul efectiv. Putem să-l numim și predresaj, dacă vreți. Bun, practic tot acest dresaj are 2 componente. După cum spuneam, predresajul și dresajul propriu-zis. Predresajul este perioada când cățelul încă este foarte tânăr, dresajul deja când ajunge, să zicem, la o anumită vârstă adolescentină, deci undeva vârsta de 6-7 luni. Iar până atunci acest capitol are 2 mari subcapitole, să le numim așa. Primul este dresajul de casă, care se execută efectiv în casă, și dresajul de curte. Urmând apoi, în momentul în care elementele sunt bine însușite, să lucrăm cu cățelul afară din curte, poate pe stradă eventual, după care chiar și în natură. Am să încep să vă exemplific însă cu un câine, din păcate, în vârstă, semnând în jurul vârstei de 2 ani, dar tot ce vă voi arăta sunt, zic eu, trucuri cât se poate de utile, care pot fi aplicate chiar și câinilor foarte tine. Continuăm cu exemplificarea primelor exerciții ce se pot face cu căței tineri în interior, de data asta în interiorul casei. Avem o zi ploioasă, avem o zi mohorâtă, dar chiar și dacă nu, aceste exerciții de casă sunt extrem de utile din cauza spațiului restrâns și lipsei stimulilor. Când lucrăm cu cățelul, e bine să lucrăm cu el cu un număr de stimuli cât mai redus, aproape deloc, în așa fel încât să obținem de la el concentrare și atenția asupra noastră. În cazul de față, bucătărie, avem recompensa, bucățelele de cașcaval, pe care eu de regulă le folosesc. Evident, recompensa trebuie aleasă funcție și de preferințele câinilor. Și în cazul de față, după cum se vede, sunt tăiate pe dimensiuni. Le-am tăiat pe dimensiuni ceva mai mari, în așa fel încât câinele să fie foarte fericit în secunda în care le va vâna, și voi exemplifica exact primii pași pe care îi fac cu orice câine, orice cățel tânăr. Exercițiile astea pot începe de la 2 luni jumate, 3 luni maxim. Katia, pronunțăm numele câinelui. Câinele e atent la noi, aruncăm. Katia. 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 Lăsăm un pic de timp și o să o remarcați. Câinele va căuta. Are mirosul și va căuta. Pronunțăm numele. Katia. Câinele deja e atent. Katia. Acest exercițiu se continuă, bineînțeles, în curte. Katia. Și totodată vă voi arăta cum obținem comanda de apel, comanda de aici, într-un mod cât se poate de simplu pentru câine. Și anume, există o regulă a pasului în față și a pasului în spate. În momentul în care facem pași în spate, câinele automat îl invităm chiar prin atitudinea noastră să vină la noi. Cățeaua cu care lucrăm deja, evident, este lucrată, după cum se vede. Dar facem pași, ea vine, pas în față. Pas în față înseamnă atitudine, dominare,
micșorarea spațiului și atunci am recompensat-o. În momentul în care s-a pus și cu orice cățel în șezi, câinele trebuie recompensat. Lucrul ăsta merge foarte bine cu căței. Practic, bucății care cașcaval pe la nas, el încearcă să o prindă, ne plimbăm cu el și facem un pas. Și câinele automat se va pune în șezi. Veți vedea căței tineri, luați jucat cu ei înainte și după aceea brusc, făcute toată această gestică, imediat se vor replia și imediat, foarte interesați, se vor pune în poziție șezi. Și instantaneu, în momentul în care s-au pus în poziția șezi, trebuie să recompensați. Aceeași poveste se face și cu comanda la picior. Avem câinele în poziția șezi, bucata de cașcaval la nas, ne plimbăm cu ea în jurul nostru, până când câinele a ajuns. După aceea, pas în spate, câinele e în șez și recompensat. Și recompensat. După care, după aceste exerciții, bucuria maximă va fi, evident, vânătoarea de cache. 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 Și exercițiul s-a terminat. Deci, să-i dăm drumul. Aici. Primul moment și cel mai important. Cum obținem atenția câinelui? Cățeii, după cum știm, sunt haotici, sunt aleargă exuberanți. Primul lucru, primul pas, cel mai important care trebuie să-l facem, este să obținem atenția lor. Atenția lor se obține într-un mod foarte simplu, într-un joc cât se poate de banal, cât se poate de simplist, și anume, eu procedez în felul următor. Catia. Bucățile de recompensă salut. Catia. Bravo. Catia. Pronunț numele, îi alunc. Catia. Deja obținem privirea cât se poate de atentă la noi, dar și la mână. Catia. Bravo. Catia. Cățelul deja e în atenție. Bineînțeles, pentru un cățel tânăr. Catia. Cățel tânăr, ca să-i obținem atenția, o să trebuiască de mai multe ori, în mai multe zile, tot acest truc repetat. Din ce în ce veți vedea că va răspunde mai bine, din ce în ce va fi mai atent. Iar tot acest joc este, dacă vreți, și un pre-pas înaintea dresajului de apel. Repet din nou jocul. Catia! Cățelul e atent la mine. Catia! Pronunța numele. Catia! Aici! La picior. Practic, tot ce facem în tot acest timp nu este decât specularea alimentară a câinilor. Toată această joacă ne va ușura foarte mult viața în viitor, următorii pași ce vor veni în viitor, în momentul în care vom lucra pe lesă, în momentul în care vom lucra chiar și fără resă, pentru că deja câinele este pregătit. Un exercițiu normal trebuie să dureze maxim 3-4, maxim oru 5 minute. În primul rând trebuie să ne orientăm câinele, să nu fie plictisit și agasat. Tot timpul trebuie să obținem de la câine bucurie și mai ales plăcerea de a se juca. Dar atenție! Tot timpul trebuie să ne asigurăm câinele că este focusat pe ceea ce facem noi. Lucru, de fapt, cel mai important. În viitor, în teren, cel mai important aspect este legătura dintre noi și cățelul. Viitorul înseamnă vânătoare, bineînțeles, în cazul nostru,
Și vânătoarea se face doar în echipă, niciodată câinele independent, vânătorul independent și eventual din când în când se mai ciocnesc accidental, să zicem că se mai întâmplă câte ceva. Nu. Trebuie echipa. De la această vârstă, cât de fragedă trebuie să încercăm să facem această echipă care în viitor ne va aduce, bineînțeles, satisfacțiile la care ne zuim.